Ancheta unică în Italia, ce poate deveni oricând subiect de film de Hollywood. Carabinierii au dovedit cu ajutorul tehnicilor 3D că o româncă și-a ucis iubitul acum 4 ani, deși a susținut sus și tare că a fost ucis de mafie. Aflăm întreaga poveste de la colega mea, Nati Badea, corespondentul Antena 3 în Italia. Nati, bună dimineața! Bun găsit, Nadina. Da, un caz absolut șocant. 26 de ani de pușcărie cer procurorii pentru Cristina Elena Toma, presupusa ucigașă a iubitului ei, italian Giuseppe Nardi, unul din cei mai importanți șefi ai mafiei Ndrangheta din Italia. În 2017, cum spuneai și tu, s-a întâmplat acest eveniment. 4 ani le-a trebuit polițiștilor italieni împreună cu cei spanioli, în colaborare cu cei spanioli, să instrumenteze cazul. Italianul s-ar fi dus să o ia de la serviciu pe iubita sa româncă, a ajuns și în fața vilei, au coborât din mașină și acesta a fost împușcat și înjunghiat de mai multe ori. Inițial, românca a declarat că au fost mai mulți bărbați care i-au atacat și i-au ucis iubitul. Procurorii au mers pe această pistă o vreme și au și reținut la vremea respectivă 4 spanioli și un italian, apoi au fost eliberați pentru că polițiștii și-au dat seama încet încet că singura care a fost și singură martor al evenimentului, singura vinovată ar fi această românca, iubita italianului. Asta pentru că ea nu a putut explica de ce avea praf de pușcă pe mâini și pe haine, iar poziția victimei era cu fața în sus, faptul că acesta nu fugea de niște eventuale agresori și că fusese ucis de o persoană care era foarte cunoscută. S-au folosit, cum spuneai și tu, tehnici 3D extrem de moderne pentru reconstituirea evenimentului. Este un caz extrem de complicat, dar iată că acum s-a ajuns la proces. 26 de ani, cum spuneam, de pușcărie cer procurorii, iar familia victimei, familia Nardi din Italia, cere jumătate de milion de euro de spăgubiri, constituindu-se parte civilă. Mulțumesc foarte mult, Nati Badea. Revenim în țară, misiune spectaculoasă.